această conferință de a-mi felicita echipa, nu numai pentru rezultat, nu numai pentru calificare, ci pentru jocul pe care l-a prestat, din minutul 1 până minutul 120. Sigur, eu consider că am controlat jocul, am avut în față o echipă puternică, cu individualități la nivelul jucătorilor foarte ridicată, dar am încercat să-i anihilăm, am reușit în mare parte și, bineînțeles, am forțat, după cele 90 de minute, am forțat, dacă pot să spun așa, să înscrie, am înscris și ne-am calificat pe noi în semifinale cu pe România. Șoc și groază pe Oblemenco. A devenit Oțelul o echipă care bate Craiovele în decurs de 4 săptămâni, de 4 zile? A spus nu că este o, eu știu, o superstiție sau eu știu, un avantaj. Au fost două competiții diferite. Una, știți toți, joi sau când am jucat, duminică, acum Cupa României. Sunt bucuros pentru jucătorii că au respectat ceea ce am discutat și practic n-am dat nicio șansă adversarului. Au avut câteva, eu știu, cornere mai periculoase, dar și la nivelul ocazilor de gol am avut, eu cred că n-am avut multe ocazii de gol. La modul realist, după ce ai văzut meciul Craiovei cu Rapidul, ce șanse te dai Oțelului să câștige astăzi? În tot timpul jucăm șansa noastră. Asta este foarte clară. Venim să mergem, ne prezentăm la fiecare joc cu șansa noastră, că este mică, că este 30%, 5%. Sigur, astăzi toată lumea a avut, sau calculul hârtie, sau, eu știu, specialiștii, au văzut-o pe Craiova favorită. Dar am spus totdeauna că pe teren se întâmplă altceva și jucătorii sunt plini artizani ai jocului. Așa că jucătorii noștri au făcut o partidă bună, organizare foarte bună, numai așa puteam să anihilăm adversarul nostru care are încă o dată, repet, jucători ca Gheorghiță, Bairam, Ivan și așa mai departe, Colici, datoare de criză și jucători valoroși. Cu atât mai mare este victoria voastră că voi ați pregătit meciul pe drum. Deci ați plecat, v-ați întors. Da. Spuneam că nu aveți bani de cazare. De... Sigur, asta am spus-o nu o dată, de aceea am făcut acest, nu știu, am discutat cu băieții, am făcut acest drum după meciul de acum 3 zile sau 4 zile, ne-am întors la Galați, am făcut recuperare bună, ceea ce mă preocupă acum la fel recuperarea jucătorilor după 120 de minute. Vreau să ne prezentăm apt la meciul cu Dinamo, pentru că dacă ne bucurăm câteva ore acum sau o oră, două, ar trebui să ne tragă și trebuie să ne treacă, eu știu, bucuria, pentru că avem un meci foarte greu. Următoarele două partide sunt două echipe care se luptă la salvarea retrogradare, Dinamo și Voluntariu. Sunt mai grele decât meciul? Foarte grele. Toate meciurile sunt grele. Vreau să ne ținem în același ritm. În primul rând, v-am spus, vreau recuperarea foarte bună a băieților. Și, bineînțeles, vreau să mai fac un apel încă o dată, că vreau să ca jucătorii mei să fie plătiți și cine se ocupă de această parte a finanțării, vreau să cred că mai aproape de echipă. Am primit deocamdată sprijinul în mare a primăriei, ale domnul primar, a Consiliului Local, dar aștept și alți oameni care trebuie să ne susțină, financiar. Pentru că cu un buget, eu știu, de 2 milioane și ceva, 2 milioane și 200, este greu să ai plățile la zi. Dar jucătorii mei au înțeles și eu fac toate eforturile ca să îi plătesc, să încerc să îi plătesc la zi. Julien, meciul cu Universitatea Cluj din semifinala Cupei României, te găsește la Galați sau la Cluj? Lumea te dă noua antrenor CFR-ului. Cât de adevărat este? Tot aici, în fața dumneavoastră, am spus și iară presa a răstrămăcit cuvintele mele. Nu, am spus că am contract cu Oțelul Galați până la vară. Aștept oamenii care susțin această echipă, orașul sau oamenii puteți financiar să mă sprijine, pentru că, într-adevăr, îmi doresc mai mult pentru Galați să obțin fotbalistii, mă refer. Și de aceea vreau ca jucătorii mei care fac eforturi, peste eforturi, dacă pot să spun așa, să fie plătiți la zi. Pentru că asta e preocuparea mea cea primordială, în momentul de față. Jucătorii mei să primească salariile primele și așa mai departe, fiindcă suntem restanți. Și dacă sunt plătiți la zi, continui la Galați? E condiția necesară și suficientă? Este, practic, răspunsul ăsta pot să vă dau după 10 mai.
după 10 mai, vă dau un răspuns mai concret, sau poate, eu știu, după Cupa România și așa mai departe, dacă trecem de următorul meci. Este greu să spun, dar eu mă simt foarte bine la Galați, am investit foarte mult fizic, uman în această echipă și vreau să, îndată și repet, că așa trecut, vreau să aduc rezultate foarte pozitive și rezultate mari la, pentru Oțelul Galați și pentru orașul Galați. Deci vrei să fii cel mai curtat antrenor în această perioadă? Eu sunt contract încă o dată. S-a discutat foarte mult de înaintea meciului cu Dinamo, acum, nu știu, 3-4 luni despre salariul meu. Nu știu de ce a fost un subiect foarte important pentru presă. Dar eu mă simt foarte bine la Galați, știți. Ce zici de cele patru echipe calificate în primieră pentru în semifinala echipe de mâna a doua, să putea spune că sunt din una din divizia B, una care se salvează la retrogradare și voi din care poate Cupa României, în urma la noi în țară, în toată lumea, este competiția surprizelor. Așa că nu m-a surprins, ați văzut și dumneavoastră meciul Corvinu cu CFR-ul, fără de apel la câștigat Corvinu, Clujul cu Germanstadt, voluntariul la fel, la penalti, tot aici pe acest stadion. Așa că noi ne-am calificat, cred că după un joc foarte bun. Și de aceea mă bucură faptul că jucătorii mei din punct de vedere fizic sunt apți. Rămâne obiectivul câștigarea play-out-ului și Cupa României? Da, asta m-am anunțat după ce n-am reușit să intrăm în play-out. Am anunțat că acest obiectiv pentru jucător, dar încă o dată, pentru a atinge aceste obiective, încă o dată fac apel la oamenii care trebuie să ne sprijine, să vină lângă lor când are. Ar merita o zi liberă, băieții, după dăruirea? Nu avem timp, fiindcă ne întoarcem la București, dormim la București, facem mâine dimineață plecăm spre Galați. Recuperarea e foarte bună, eu știu ce ne mai facem, ce antrenament mai facem, dar la ora jocului cu Dinamo, luni la ora 8, dacă vă duci în jumătate sau 7:30, echipa să fie pregătită de orice joc. Și cu un stadion plin. Îmi doresc să fie un stadion plin, să ne ajute să fie al 12-lea jucător, fiindcă de mult am mai avut un stadion plin, adică peste 10.000 de spectatori. Rămâne Universitatea capacitată pe campionat? Poate câștiga campionatul? Universitatea a demonstrat, în afară de jocul de astăzi, a demonstrat o formă foarte bună a jucării. A câștigat la Cluj, a câștigat cu Rapidul. Eu cred că Universitatea are putere să câștige și cu FCSB. Asta depinde mai de ei, de recuperarea lor, de tactica pe care o abordează, pentru că dacă nu câștigă, s-a cam terminat campionatul. Ai văzut ce s-a întâmplat aseară la Craiova, declarațiile lui Adia Bitelu Junior împotriva tatălui? Nu, sincer, nu. N-am văzut nici meciurile, nici nu m-am uitat la televizor, m-am preocupat cu alte lucruri de a pregăti echipa și am alte treburi. Fiindcă nu mă uit la meciuri. E o seară frumoasă? Cum? O seară frumoasă pentru tine? Pentru Galați? Pentru Galați, pentru echipă, pentru jucători, sigur. Datorită un efort foarte mare, datorită faptului că am câștigat la Craiova contra echipii de pe locul 2, înseamnă foarte mult pentru noi, dar încă o dată nu ne oprim aici și vrem să mergem, să continuăm parcursul. Mulțumim! Bobicu, mai energie, mai... Stors de energie, trebuie să recunosc, sunt foarte fericit, foarte bucuros, un meci cu intensitate incredibilă, un meci de 120 de minute. Cred că Oțelul în seara asta a făcut istorie. Pentru că anul trecut, pe vremea asta, echipa asta era în Liga a doua. Și de asta spun că în seara asta Oțelul a făcut istorie pentru faptul de merge în semifinala Ligii 1. Te pregăteai pentru penaltiuri? Psihologic? Da, cu toate că a fost o ocazie înainte la tele și o ocazie foarte mare, am ratat-o, am avut și prin Marcovici o ocazie și foarte mare, dar cred că pe alocuri echipa noastră a meritat să câștige, a meritat să mergem în semifinală și de asta repet, Oțelul Galați în seara asta cred că a făcut istorie prin prisma faptului că, cum am spus, anul trecut pe vremea asta eram în Liga a doua. Ce a avut în plus? Determinare, putere și vatra doamnei. E păcat că nu sunteți în play-off? Eu am mai spus-o, dacă aveam puțină șansă, Oțelul era în play-off, clar. Am pierdut multe puncte, am pierdut multe puncte nemeritate.
calitate, am avut și ghinion, dar jocul nostru e un joc solid, un joc agresiv, cu sacrificiu până la limită și iată că Dorin în seara asta a făcut din nou diferența. Suntem practic la Craiova, al patrulea meci în care suntem neînviși. E mai greu deținut acum Dorinel? Au fost niște discuții la un moment dat. Ne bucură faptul că se vorbește de Dorinel, că ne mândrim cu el, este munca lui, este creația lui această echipă, dar Dorinel, din punctul meu de vedere, are contract pe viață cu această echipă și este prea iubit în orașul Galați, știu eu, ca să-l părăsească. Semifinala? Ne gândim la meciul cu Dinamo. Urmează un meci foarte greu pentru noi. Dinamo, o echipă în dificultate, ne va aștepta un meci foarte greu. Noi am jucat 120 de minute în această seară, efort. Avem un drum lung de făcut înapoi. După cum știți, în 4 zile am venit de dor la Craiova și ne-am întors. Trebuie să fim foarte concentrați și să fim la ora jocului cu Dinamo 100% pentru a câștiga meciul. Dar, sincer, visați la câștigarea cupei? Sincer, da. Aveți culoare foarte bun. Da, nu e vorba de culoare, e vorba că avem încredere în echipa noastră, în antrenorul nostru și cred că dacă am câștigat-o n-ar supăra pe nimeni sau n-ar deranja pe nimeni sau cineva ar îndrăzni să spună că am câștigat cu noroc. Dar hai să ne oprim aici, în seara asta am câștigat un meci foarte important la o echipă foarte bună și cred că în seara asta am câștigat pe merit. Nu am avut șansă, nu am avut noroc, am muncit pe teren până la sacrificiu. Felicitări. A fost greu? Da, nu a fost greu. Stil, echipa. Am jucat contra echipa foarte bună, cu jucători de calitate, atmosfera foarte bună. Normal a fost greu, dar cred că am demonstrat că suntem echipa puternic și sunt foarte fericit. Dar acum, gata, bucuria zi, din mâine începem, pregătim meci de luni. Sunteți neînvinși la Craiova. Da. Sunt foarte fericit. Am deplasare lung pentru noi, dar... Sunt... Ce vorbesc bine de românește? Da, dar e bine aici. Dar sunt surprins, că avem echipa bună, cu personalitate, dar nu e simplu aici, 100% nu e simplu. Vă gândiți la câștigarea cupei României? Acum sunteți în semifinale, în culoare accesibile. Obiectivul nostru e câștigat totul meci, Cupa Românie, campionatul. Obiectivul nostru e... Noi jucăm mereu pentru câștigare. Sper să joci în cupele europene cu Oțelul. Știu că ai fost la Oțelul de la Șamida. Da. Obiectivul nostru e câștigat cupa și câștigat meci în Superliga. Cupa în viitor nu știu, dar eu m-aș concentra pentru meci de luni. Ați dat 120 de minute aici, care urmează cu voi de luni. Nu face diferența. Suntem avut foarte bun pregătire fizic. Suntem foarte pregătiți nivel fizic. Nu face 90 de minute. Cu cupele 20 nu face diferența. Mulțumim.